Bună ziua și bine ați revenit! Eu sunt Giuclea și astăzi v-am pregătit un clip despre Țara Galilor și capitala ei, Cardiff. O mică poveste și o mică istorie despre formarea Țării Galilor, cât și descoperirea atracțiilor turistice deosebite ce merită vizitate. Așa că, haideți să nu mai pierdem timpul, să ne așezăm comod și să pornim materialul. Enjoy! Țara Galilor, situată în vestul Marii Britanii, este cunoscută pentru frumusețea sa naturală, istoria sa bogată și tradițiile sale unice. Această regiune istorică a fost locuită de triburile celtice din antichitate și a fost cucerită de către romani în anul 77 după Hristos. Galii au păstrat o identitate distinctă cu limba lor celtică și un sistem legal tradițional care a supraviețuit până în secolul al XVII-lea. Țara Galilor a devenit partea Marii Britanii la unirea din 1707, însă cultura și limba ei au supraviețuit și au fost revitalizate în secolul 20 prin fondarea Societății pentru Promovarea Limbii Celești și a Universității din Wales. Țara Galilor este renumită pentru frumusețea sa naturală, incluzând Parcul Național Brecon Beacons, care se întinde pe o suprafață de peste 500 de kilometri pătrați și este cunoscută pentru munții săi impunători, văi adânci și lacuri cristaline. Este un loc popular pentru drumeții montane și pentru activități outdoor, precum înotul și pescuitul. Este de apreciat și coasta sa spectaculoasă de pe Marea de Nord, care este cunoscută și pentru plajele sale nesfârșite, falezele impresionante și pentru orașele de pescuit pitorești. Țara Galilor este cunoscută pentru orașele sale istorice, cum ar fi Cardiff, capitala regiunii, care este renumită pentru arhitectura sa victoriană, pentru centrul său cultural vibrant, cât și pentru stadionul care găzduiește evenimente sportive. În concluzie, Țara Galilor este o destinație turistică populară care oferă un amestec unic de frumusețe naturală, istorie bogată și tradiții celtice. Cultura sa și identitatea distinctă au supraviețuit și au prosperat, făcând din această regiune o parte importantă a Marii Britanii și a culturii europene. Cardiff are o viață de noapte animată, există o mulțime de baruri, cluburi și puburi unde turiștii și locuitorii pot petrece noaptea. Una dintre cele mai populare zone de viață pentru noapte din Cardiff este Mary Street, care are o gamă largă de baruri și cluburi, inclusiv baruri de muzică live și cluburi de dans. În plus, Cardiff Bay oferă o atmosferă relaxantă și este locul perfect pentru a bea o băutură la apusul soarelui. Există o gamă variantă de baruri și restaurante, inclusiv baruri cu terasă pe apă și cluburi de muzică live. Castelul Cardiff este un monument istoric situat în inima orașului Cardiff, capitala Țării Galilor. Acest castel a fost construit în secolul al XI-lea și a jucat un rol important în istoria Țării Galilor, fiind un simbol al puterii și autorității regale. Castelul a suferit numeroase renovări și extinderi de-a lungul secolelor, fiecare adăugând elemente arhitecturale unice și interesante. Astăzi, castelul găzduiește o serie de expoziții și evenimente, precum concerte și expoziții de artă. Interiorul castelului este impresionant, cu săli de recepții luxoase, scări impunătoare și camere somptuoase. Sala de consiliu, cu tavanul său înalt și ferestrele sale ornamentale, este un exemplu remarcabil de arhitectură gotică tardivă. În afara castelului, grădinile sunt un refugiu liniștit în inima orașului, oferind un loc de relaxare și contemplare. Castelul Cardiff este de asemenea un loc popular pentru turiști, atrăgând vizitatori din întreaga lume care sunt interesați de istoria Țării Galilor și de arhitectura sa impresionantă. Muzeul castelului oferă o perspectivă asupra vieții la castel în secolele trecute, precum și asupra rolului său în istoria Țării Galilor. În concluzie, castelul Cardiff este un simbol important al Țării Galilor și un monument istoric fascinant. Cu arhitectura sa impresionantă și grădinile sale relaxante, acesta este un loc de vizitat pentru oricine este interesat în istoria Țării Galilor și de arhitectura europeană. Catedrala Llandaff este un edificiu impresionant situat în inima orașului Cardiff. Această catedrală a fost construită în secolul al XII-lea și a jucat un rol important în viața spirituală a Țării Galilor de-a lungul secolelor.
Catedrala impresionează prin arhitectura sa gotică impunătoare, cu un tur înalt de 50 de metri și o navă centrală spațioasă. Interiorul catedralei este decorat cu o serie de vitralii colorate, picturi și sculpturi, care creează o atmosferă sacră și liniștitoare. Unul din punctele forte ale catedralei este orga sa impresionantă, care a fost adusă din Franța în secolul al XIX-lea. Aceasta este folosită în mod regulat pentru concerte și servicii religioase și oferă un sunet magnific prin care se poate simți puterea spirituală a acestui loc sfânt. Catedrala a fost de asemenea martora unor evenimente istorice importante, cum ar fi încoronarea reginei Elisabeta II în anul 1953. În afară de rolul său spiritual, catedrala joacă un rol important în viața culturală a orașului Cardiff, găzduind țări de concerte și evenimente de artă. Aceasta este de asemenea un loc popular printre turiști, atrăgând vizitatori din întreaga lume care sunt interesați de istoria Țării Galilor și de arhitectura europeană. Castelul Fagans este un muzeu istoric situat în afara orașului Cardiff. Acest muzeu prezintă istoria Țării Galilor prin intermediul unei colecții impresionante de clădiri istorice, relocate și reconstruite pe locul său. Castelul a fost construit în secolul al XVI-lea și a servit ca reședință pentru mai mulți membri ai familiei Newport. În anii 50, castelul a fost donat guvernului Gal pentru a fi transformat într-un muzeu istoric. Muzeul prezintă o varietate de clădiri istorice din Țara Galilor, inclusiv o casă țărănească, o capelă și o școală. Aceste clădiri au fost realocate și reconstruite pe locul său, oferind vizitatorilor o imagine autentică a vieții din Țara Galilor în decursul secolelor. În plus, față de clădirile istorice, castelul găzduiește și o serie de expoziții și evenimente interactive care ilustrează viața și cultura Țării Galilor în diferite perioade istorice, acestea incluzând demonstrații de meșteșuguri tradiționale, cum ar fi țesutul și modelarea lutului, precum și activități pentru copii care îi ajută să descopere istoria Țării Galilor într-un mod amuzant și interactiv. Castelul este un loc popular pentru vizitatorii din Țara Galilor și din întreaga lume, atrăgând anual sute de mii de vizitatori care sunt interesați de istoria și cultura Țării Galilor. Acesta este de asemenea un loc de interes pentru studenții și cercetătorii istorici, oferindu-le oportunitatea de a studia și a înțelege mai bine istoria Țării Galilor. Clădirea Senatului din Țara Galilor este un simbol important al democrației și al autoguvernării în această țară. Clădirea Senatului este situată în centrul orașului Cardiff și este recunoscută prin arhitectura sa modernă și impunătoare. Senatul este responsabil pentru aprobarea legilor și a bugetelor țării, precum și pentru reprezentarea intereselor Țării Galilor la nivel național și internațional. Clădirea Senatului oferă spațiu pentru reuniunile Senatului, precum și pentru conferințe, evenimente publice și alte activități legate de guvernare. În plus față de funcțiile sale principale, clădirea Senatului este un punct de atracție turistică și un simbol important al democrației în această țară. Acesta este deschis pentru vizitatori, oferindu-le oportunitatea de a vedea sala de plen a Senatului, precum și de a afla mai multe despre istoria și procesul democratic. În concluzie, clădirea Senatului este un element important al democrației și autoguvernării în această țară, proiectat de un arhitect renumit și recunoscut prin designul său modern și minimalist, care este totodată un punct de atracție turistică important.